Peste 150 de milioane de lei sunt în casările administrației publice locale de la începutul anului și până la sfârșitul lunii septembrie. Este vorba despre bugetul consolidat. Totodată, în 2014 s-au înregistrat aproximativ 1000 de roluri noi, iar vestea bună pentru anul viitor este aceea că nu se vor majora taxele și impozitele locale. La data de 30-a 9-a, încasările primăriei municipiului Suceava sunt de 151.663.340 lei RON. Asta înseamnă că avem mai mari încasări față de anul trecut pe total cu 2%, grad de realizare 102,0%. La fel, la veniturile proprii, încasările sunt de 88.127.280 lei RON, ceea ce înseamnă că avem față de anul trecut 3,7% mai mult față de anul 2013. Sigur că și aici lucrurile lasă de dorit, asta este realitatea și o să ajungem la următorul subiect în care tocmai asta accentuăm, că avem sume importante de încasat de la populație și mai ales la agenții economici din anii trecuți. Vreau să spun că în anul 2014, ceea ce încercăm noi să facem, numărul de roluri a crescut cu 993. La roluri restante, la 30-a 9-a 2014, 52,6% din total roluri, deci din 70.683 de roluri, au restanțe mai mari, mai mici, 37.222, iar în anul 2013, procentul era mai mare, de 61,01%, deci în 2013, din 69.000 de roluri, 690, erau restanțe de 42.518. Primăria Suceava înregistrează însă și debite din anii anteriori. Avem restanțe din anii anteriori. Sunt restanțe din anii anteriori de 8,5 milioane euro, 38.483.781 lei RON. 77% procentul este la persoanele juridice și diferența la persoane fizice. Am spus, la persoane juridice sunt niște debite care practic sunt imposibil de recuperat. Suntem înscriși la masa credală, e vorba de multe societăți din zona industrială care au fost insolvenți, au intrat în faliment, sume pe care nu știu când le vom încasa. Din 2006 la Suceava se pare că taxele și impozitele locale nu au mai fost majorate. În privința anului care vine, sucevenii nu trebuie să-și mai facă griji. 2015 nu vine cu majorări la acest capitol. Legat de taxe și impozite locale pentru anul 2015, vreau să vă spun că nici în acest an 2015 taxele și impozitele locale nu vor fi majorate. Dar în 2012, când ne-a impus guvernul majorare, noi, din proprie inițiativă, din anul 2006, n-am mai mărit taxele și impozitele locale. Cred că un lucru pe care îl așteaptă sucevenii se referă la bonificațiile care vor fi acordate și în anul 2015, 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri datorate pentru întregul an până la 31.03.2015, 10% la persoane fizice. Același lucru și la persoane juridice. 10% pentru plata cu anticipație până la 31.03.2015 la impozitul pe clădiri. La fel, la impozitul pe teren, la persoane fizice, tot 10% până la 31.03.2015. De asemenea, tot 10% pentru persoanele juridice, la fel, care achită datoriile până la 31.03.2015. Și în acest an vom păstra acel 10% cu anticipație pentru mijloace de transport datorate de persoane fizice și juridice, cele care achită până la 31.03.2015.